Avem aici un proiect extraordinar de frumos cu tot pe containere, cum ați văzut, la creșterea păsărilor și animalelor, avem magazin tip container pe care îl instalăm în fiecare municipiu reședință de județ din România, creind această oportunitate, această posibilitate de a construi piața de desfacere la nivelul întregii României. Pentru că ce spunea Nea Georgică mai devreme, dacă se hotărăște să intre în cooperativă și este din alt județ, dacă avem soluții, sigur că avem soluții. Depinde ce activitate vrea să facă. Să ajungem la final să spunem telespectatorul, asta înseamnă cooperativă. Asta este noua cooperativă, temeiul legal pe care l-am mai menționat și bine să precizăm, este vorba de legea 566, legea cooperației agricole, care oferă această oportunitate micilor producători să se asocieze în cooperativă și să facă performanță. Da, avem magazine în Buzău, în București, avem colaboratori până la Iași, deci vorbim de Focșani, Bacău, Iași, Constanța, Brașov. Eu coordonez activitatea la nivelul cooperativei, ca și ai structura ei. Trebuie să aibă un președinte de cooperativ. Domnul președinte. Nu e cazul. Nu e cazul. Nu, e o structură și trebuie să existe un lider care să aibă o viziune și să privească un pic în viitor, să vedem direcția de evoluție a societății în care trăim și nu numai a societății românești, trebuie să ne uităm și în jurul nostru, că nu ne putem izola. Și atunci, coordonând această activitate, am găsit cea mai bună formulă de a gestiona toate aceste zeci, sute de activități, divizând această muncă. Adică am creat sectorul lactate. Acolo se ocupă un coleg de-al meu de tot ce înseamnă procesare, prelucrare, pentru că aia este activitatea cheie. În subordinea acestui coleg există producătorii de lapte, oaie, capră, vacă și, da, și le mai dăm că e bun vinul de aici și am rezolvat problema cu gestionarea acestei activități. După aceea mergem pe carne de pasăre, pe ouă, pe legume, fructe, pe carmangerie și așa mai departe. Domnul președinte, iartă-mă, nu mă pot abține, sunt extraordinar de gustoase. Oricum, ce să-ți fac? Deci eu mai luăm o dată, pe cuvântul meu, pe mine m-ai convins, încerc cât pot eu de serios să fiu, la vârsta și experiența mea de viață, sunt la școală, ai zis că mă înveți, pe cuvântul meu vreau să intru în cooperativă, uite, așa cum am pornit, ouul sau găina, ma ta ai zis că oul, învață-mă afacerea cu ouă, să nu mai și urechi. Dom'le, dacă vreți ca la școală, vă ofer și această posibilitate, nu mă pregătiți de orice. Bă, băieți, omul e pregătit. Foarte pregătit. Nu știu dacă am fost noi pregătiți. Așa cum vă spuneam, avem și elemente de sufletul. Tehnică, cum ar veni. Noi înțelegem tot ce a scris. Deci, stai așa, ca simplu, să vadă toată lumea. Pun-o mai așa. Ia, uite, deci o să vă mai prezint că tot ce vedeți aici așa se află în mintea noastră. Mă, ne-a ca la școală, noi am vrut-o. Fiți atenți. Deci e simplu. Creșterea găinilor ouătoare se încadrează într-o activitate agricolă, zootehnică, da? De creștere de păsări și animale. Deci prima condiție e o hală. Noi am rezolvat tip container, construcție schelet metalic. Ce văzurăm noi? Ce ați văzut acolo? Aha. Tip container cu pereți lavabili, pentru că trebuie să spălăm, să igienizăm după schimbarea lotului de găini ouătoare, făcut din panou semi simplu pe o structură metalică, panou de 10 să avem căldură iarna și răcoare vara ca să nu avem transferul ăsta de temperatură vară-iarnă. Dimensiunea e simplu. Noi am dimensionat acest modul funcție de legislație pe care o avem. De exemplu, acum, dacă noi vrem să creștem găini ouătoare, nu avem voie decât 349 de găini, deci până în 350, adică noi ne-am dus la limită. Deci, 349, eu acum, dacă vreau să mă... Eu, Nea Georgică, aveți voie decât 349 de găini ouătoare pe persoană fizică și vă spun și de ce, cu condiția, deci aveți voi acest efectiv, cu condiția să faceți parte dintr-o cooperativă și ouăle să le vindeți toate centrului de prelucrare și de sortare și marcare ou. Ăla cum ai matat? Ăla pe care l-ați văzut și cum funcționează exact pe trasabilitatea pe care v-am prezentat. Deci avem dimensionată 50 de metri pătrați, containerul are 10 metri lungime cu 5 lățime, exact cât avem nevoie pentru acest efectiv de 349. Exact ce văzurăm. Cât costă, că trebuie să ajungem la bani, cât costă un astfel de modul? Păi vă spun cât costă, 50.000 de lei cu TVA, cu tot, modulul echipat, cum ați văzut, cu instalație de hrănire semi-automată, cu adăpători și cu ibare. Adică modulul ăla, în momentul în care vi l-am instalat în gospodărie, are tot ce-i trebuie. Stop! Stop! Ia-mă încet! Ai spus, vi l-am instalat. Corect.
Adică, pentru că... dumneata, Dani Vașcu, președinte, acum vorbesc cu președintele, da. Că eu, pe bune că mă apuc de afacerea asta. Eu am depus cerere la Mata, nu? Corect. Verbală, cu dop, scris, fără nu, dop. Nu, totul pe documente. Totul pe documente. Da. Și zic, domnul Ivașcu, domnul președinte, vreau, domnule, să fac și eu ceva în viața corect. Asta. Noi venim, vă evaluăm gospodăria. Așa. Da? Și dacă aveți spațiu pentru un astfel de modul și pentru astfel de activitate, 10 cu 5 venim, cu 3 o-i găsi eu în curte. Nu, numai atât, că trebuie și spațiu să stea găinile afară. Așa spune da, adică frate. Avem aici niște standarde pe care trebuie să le respectăm, că la nivelul cooperativei producem numai ouă cu codunul de producător. Asta înseamnă găina să fie la sol și să iasă în aer liber, prin livadă, dacă există această posibilitate. Dacă nu, iarbă să aibă de unde să ciugulească și verdeați. Deci ajungem la, la această sumă. Cum poate să plătească un țăran gospodar suma asta? Că o să spuneți, domnule, e complicat. Dacă aveam 50.000, nu mai făceam asta. Ca de exemplu, eu n-am știut să pun banii la ciorapi, am pus în există și pungi. Aici posibilitatea. În sensul că producătorul acestor module, cu care noi avem un contract, oferă posibilitatea achiziției în leasing. Da? Se dă mai întâi o primă tranșă, un avans, după care se plătește diferența în rate lunare, în sistem leasing, garantat de cooperativă. Pentru că noi, da, cooperativa, mergem la producător cu care avem contract și spunem, noi garantăm că Nea Georgică vinde ouăle cooperativei și îi dăm termen până la 15-le luni să plătească rata. Dacă n-a plătit-o, noi îi oprim din bani și ne angajăm contractual vorbind, da, e un contract tripartit, să-ți plătim rata. Pentru că relația cu omul ăla trebuie să fie una sănătoasă și de lungă durată, că mai vin și alți producători care vor să facă treaba asta. Și nu trebuie să stricăm relația cu ei. Tot cu le-ai auzit? Deci noi n-avem bani, amândoi. N-avem. Că a fost pandemie, n-am mai putut cu artisticăria, cu nu știu ce. Ca să facem și noi un ban, depunem cerere pe scrisele și dumnealui ne... mă garantează, zice că suntem băieți buni și avem după curte, avem... După o evaluare. Interesant. După o evaluare, nu putem să facem... Deci am înțeles bine. Discuția stând deci la birou... Deci am înțeles bine. Cooperativa garantează pentru noi, după ce ne evaluezi, dumneata, spre deosebire de cei care că suntem buni de gură, buni și de mână, teren, adică un pic mai harnici. Pe teren și vedem condițiile, pentru că, mai e o problemă aici, calitatea produselor, de calitatea produselor răspunde cooperativa. Pornind de la materia primă, pe tot acest flux de trasabilitate până la produsul finit, până ajunge acest produs finit în coșul clientului, noi trebuie să ne asigurăm că îndeplinim condiții de igienă alimentară. Deci lucrul ăsta, de la lucrul ăsta nu face rabat. Mergem mai departe. Avem nevoie, după ce am ajuns la concluzia că se poate face activitatea asta, avem containerul, am rezolvat problema achiziției, cu ce populăm? Trebuie o rasă de găini ouătoare și subliniez ouătoare, nu mixtă, pentru a avea un randament bun. Sunt și rase, poate, mult mai bune decât asta, dar în sistemul ăsta închis, de hală la sol, dar închis. Adică găina mănâncă, bea apă, doarme, mănâncă, bea apă, stă acolo. Să mai plimbă 2 metri în stânga, în dreapta. La noi face efort, consumă energie și atunci avem nevoie de o rasă care se pretează pe acest sistem de creștere în așa fel încât să avem un randament și bun. Și tot cooperativa... Cooperativa vi le pune la dispoziție, garantează achiziția acestui efectiv, pentru că o găină ouătoare, pe contractul pe care îl avem noi, la 16 săptămâni discutăm de puicuță, nu pui de o zi să vă chinuiți 20 de săptămâni cu el, ci îl cumpărăm această puicuță la 16 săptămâni de la un furnizor din Alba Iulia, la o preț de 28 de lei cu TVA cu tot, pe cap de pasăre. În momentul în care costul de achiziție aici am făcut și din punctul ăsta de vedere un calcul simplu, 350 de găini a mers rotunjit ori 28 de lei, înseamnă 9.800 de lei la popularea halei. Asta ce înseamnă? Că aveți două posibilități, să țineți acest efectiv 2 ani, dar randamentul al doilea an de exploatare scade undeva la 80%, 80-85%. Noi recomandăm să schimbăm lotul la fiecare an. Și schimbarea lotului vine în perioada verii, adică iulie-august. Având efectivul ăsta de 350 de găinoutoare, consumul de furaj pe zi este de 110 grame pe cap.
Costul mediu pe furaj, că și aici diferă, la început îi dăm cu un anumit procent de proteină, după aceea modificăm, este de 1,8 lei pe kilogram. Noi punem la dispoziția crescătorului și acest furaj, pentru că trebuie să îndeplinească niște standarde, niște condiții. Avem nevoie de proteină, avem nevoie de minerale, dar toate vin din cereale nemodificate genetic, făcute la un membru al cooperativei noastre. Mergând mai departe, deci discutăm de un cost pe furaj, pe săptămână, pe zi, pardon, avem 38 de kilograme pe zi la efectivul ăsta, ori 1,8 înseamnă 68,4 lei pe zi. Da? E, și aici am făcut un cost simplu, legat de ce spuneați, dacă am pile, relații, vă oferim un preț mai bun. Nu mergem pe pile și relații, mergem pe contract, pentru că aici există două variante de a pune oul ăsta pe piață. Unu, dumneavoastră sunteți mai ancorat în piață și aveți deja o firmă, de exemplu. Și aveți niște clienți pe care îi mai deseriți, că sunt foarte mulți producători care fac lucrul ăsta, dar nu organizat atât de bine cum este cooperativa. Nu au centrele astea de sortare, marcare ou. Costurile, le-ați văzut că sunt destul de mari. Un producător nu poate să le acopere cooperativa, da. Și atunci noi cumpărăm ouăle de la dumneavoastră, da, facem document de vânzare-cumpărare, le aducem la centru, da. Le-am sortat, le-am marcat, le-am ambalat și le etichetăm și vi le dăm înapoi. Adică dumneavoastră, noi n-am făcut, cooperativa a făcut o prestare de serviciu obligatoriu pentru produsul ăsta, le luați înapoi și le vindeți cu cât vreți dumneavoastră, puteți să le vindeți în București și cu 2 lei. Da? Sau în orașele mari. Sau le vindeți, da, cu 1 leu. La un cost de genul ăsta pe care noi l-am luat mediu, 1 leu pe bucată, aveți un randament de, iată, avem aici profitul net, dar putem să detaliem total vânzări pe lună, pentru că avem 330 de ouă la randamentul pe care vi l-am prezentat și în hală, ori 30 de zile avem 9.900 de lei pe lună, cu tot cu costurile pe care le avem. Păi dacă dăm jos furajul, care înseamnă 2052, da, până în 2100. În condițiile astea, total cheltuiel 4.900, rămâne un profit net de 5.000 de lei. Deci ce ați văzut acolo, un efectiv de 350 de găini autoare, aduce pe varianta asociativă un profit de 5.000 de lei într-o gospodărie țărănească. Dacă e o gospodărie mai mare și mai aducem și un modul de pui de carne, pe care, dacă vreți, îl discutăm la următoarea emisiune. Lasă-mă să procesez acum și eu informațiile, domn președinte, să fie într-un ceas bun. Să da, domnule. Eu te admir, sincer, pentru expunere și pentru ceea ce ai făcut și ceea ce poți demonstra concret. E foarte important să mă gândesc că ne așteaptă gospodare, cât și clienții noștri, cam ce minunății m-ai se pot face. M-ai făcut curios să mergem pe la vecina mea tale să vedem, măcar mergem să ne aruncăm Că discutăm de treaba asta. A venit și vrea să-i facem o evaluare din punct mergem de vedere cu evaluarea. Tehnic, pentru că, asta vă spun, trebuie să îndeplinim niște condiții. Știi ce n-am văzut? Magazinul. Doamne, avem la 3 magazine avem în Buzău. Dar haideți să o luăm pe trasabilitate. Am văzut găina, da? Da. Tot ce înseamnă creștere, cum luăm ouăle din cuibar. Hai să pornim la drum, că avem tuși de curățenie. Hai să mergem, că ne așteaptă oamenii. V-am zis că la noi sunt și aoleu, trebuie evaluarea. Hai. Cu cânte. Zi cu cânte de la cuibar. Lenuță, dragă, Lenuță, uite soarele a ieșit. Lenuță, dragă, Lenuță, vin la tine la iubit. Ia să vedem dacă e acasă Ramona. Ramona! Ramona! Măi, Ramona! Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit! Am promis că venim, iată-ne că am sosit. A venit să evaluăm, că ai zis că vrei să faci afacerea și ne învață. Uite, mulțumim! Domnul, după tine, te rog frumos! După tine! Asta e costumul de scandal? Da! Domnule, în gospodărie nu stăm, da, nu stăm deloc. Jos și am ne apucăm de treabă, da, că e mult de lucru în gospodăria țărănească. Da, bă, familia Pogonaru este membru în cooperativa noastră, așa cum povesteam. Pe legumicultură are aici un solar, e componenta vegetală. Și din discuțiile pe care le-am avut, i-am convins că este necesar să aibă și o componentă zootehnică. E obligatoriu ca în gospodăria țărănească să avem aceste două componente, pentru că au nevoie de venituri pe toată perioada anului. Sezonul legumicol se va încheia în curând
și va veni vremea rece când avem nevoie de această componentă zootehnică. Poate să fie activitatea pe mai multe domenii. De exemplu, creștem găini nouătoare, creștem pui pentru carne, porc pentru îngrășat, vaci pentru lapte. Depinde de condițiile pe care le are gospodarul nostru în curte și de priceperea pe care o are, de atracția pe care o are pentru păsări și animale. Și funcție de aceste elemente, noi luăm decizia împreună cu membrul nostru cooperator ce anume, ce activitate îi se potrivește. Iată, cam așa arată o gospodărie tradițională, autentică, la satul din România, nu numai din satul Bucurean. Nu e peste tot doar margarete. Nu este, nu este și trebuie să modernizăm aceste gospodării. Hai, asocierea în cooperative rezolvă problema asta. Haideți să vedeți cum arată această gospodărie sărănească cu... Cuminte. Spațiu pe care îl știm noi și din filme, la Moromete, că tot discutăm de zona noastră. Așa erau gospodăriile. Aici noi trebuie să evaluăm cam ce s-ar potrivi pe spațiu pe care îl are, pe configurația pe care o avem, pe zonele de acces pe care le avem în gospodăria membrului nostru cooperator. Și la o primă evaluare să putem spune că acele module pot fi amplasate, avem ieșirea pe strada din spate. Ramona e cu adăpătoarea, cu grăditoarea. Asta e sistemul tradițional de hrănire. O să păstrăm hrana cu cereale, dar nu pe formatul ăsta. Ele trebuie măcinate, amestecate, pentru că aici este un consum de energie mult mai mare cu boaba întreagă. Deci trebuie digerat, avem aici tehnologia care vine și ne ajută. Ramona. De exemplu, câte ouă iei, Matale, de la păzii așa? Fiind cu Endri mai mult, anul acesta mai puține. Dar uite, timpul... domnul Datcu, ca să vă auziți mai bine, Ramona, el e cu acest microfon. Mulțumesc! Ei sunt scoși, sunt în primăvara aceasta, deci nu sunt încă în producție, dar... Și o rasă mixtă, nu este o rasă. Asta vreau să te întreb. Nu e special. E puiul tradițional pe care îl crește în gospodărie. Acolo avem câteva găini. Dar la fel, și găina din gospodăria țărnească este o rasă mixtă. Adică și dacă o sacrificăm... Hai să zicem o corcitură. Avem o greutate mai mare la carcasa de găină asta din rasa mixtă, pe când la găină autoare, așa cum vă spuneam la mine la gospodărie, acolo trebuie să-i mențim o anumită greutate. 1,5 maxim rămâne carcasă la sacrificare. Aici discutăm de 3 kg cel puțin. Aici sunt două elemente pe care noi trebuie să le gestionăm foarte bine în gospodăriile țărănești, să ne decidem ce vrem să facem. Vrem să facem performanță sau să menținem activitățile pe care noi le-am făcut până acum? Ramona, scuză-mă că mă bag acum, că sunt curios, că poate mă fac și eu membru în cooperativă. Dar aici avem răți. Avem și rațe. Stare gălăgioase, Dar gustoase pe varză, da. Se zicea că gâștele sunt cele mai gărâi. Da, și ele sunt. Avem și rațe, crescută avem și în sistemul ăsta deschis, tradițional, are un gust extraordinar. Aici o să vă spun că în momentul de față în România, palmii pădurile nu sunt recunoscute, nu primesc subvenții. De exemplu, dacă noi nu primesc subvenții, pe viscă, pe rață, la ora asta, crescătorii nu primesc subvenții. E un paradox. De asta spun că prin toate activitățile astea ale noastre, vrem să informăm decidenții politici că avem nevoie de o legislație care să ne permită să muncim. Noi asta cerem, dreptul la muncă în gospodăriile țărănești, legal, da, la lumină, să fim autorizați, să plătim taxe și impozite, să ni se permită să venim pe mesele românilor cu mâncare sănătoasă făcută în sistemul ăsta tradițional, respectând normele de biosecuritate și cu asta închid. Deci această gospodărie pe care noi o vedem aici, la Ramona, nu corespunde sanitar veterinar, dar intrând după normele, după normele actuale, europene și naționale, dar intrând în cooperativă, aducând acele module pe care le-ați văzut la mine,
Integrând această activitate în forma asociativă, adică predă tot ce produce aici cooperativei și nu se duce pe piață, va corespunde sanitar veterinar. Dumneata și cu Ramona pot să te iau de martor, să zic, înțeles eu bine, nu vreți altceva decât să fiți lăsați să muncim. Atât. Atât. Nu cerem subvenții, nu cerem nicio măsură de sprijin. Chiar avem tot deci ce nu te trebuie. Deranjează dacă nu. Pe palmii rațe, ca să palmipedele noastre, palmii da. Pede. Hai să explicăm de ce zici palmipede, nu? Pentru că avem palma diferită, laba gâștii și a raței e diferită de găină. Asta este clasa, e nu? E clasa, da. Păsă, palmipede. Noi, și astea nu sunt subvenții. Nu sunt subvenții, chiar dacă nu faci matale modulul putem ăla. Putem să facem orice minune pe... Dar modulul acela care mi l-a arătat ăla ne dă voie să pretează să cresc răs. Sigur că da.